Hello, hello! Bine v-am regăsit! Hai să vedem care este energia zilei de marți 21 septembrie. Wow! Pentru această zi avem aici o arcană majoră și nu mă mir că a ieșit o carte atât de importantă, pentru că astăzi, pe 21 septembrie, o să avem parte de trigonul dintre Mercur și Jupiter, dar și de luna plină în pești. Ambele evenimente se întâmplă în cursul dimineții, în jurul orei 2-3 dimineața, și o să ne influențeze tot restul zilei. Pentru că e vorba de o zi în care avem luna plină, asta mi-arată că aici anumite evenimente din viața voastră privată sau profesională o să ajungă la punctul maxim de intensitate. Cu alte cuvinte, aici buba o să se spargă, balonul o să explodeze și o să vedem pentru fiecare dintre noi ce ne aduce acest lucru. Ce e cert e că tarotul ne spune că acest moment de explozie sau de implozie, în funcție de ce o să se întâmplă pentru fiecare dintre noi, va fi un moment critic în care o să avem ocazia să ne eliberăm, să ne eliberăm de niște restricții false, să ne eliberăm de niște lucruri care ne țineau pe loc și nu ne lăsau să evoluăm, despre niște alegeri greșite pe care le-am făcut în trecut și astăzi avem ocazia să alegem din nou, să facem alegerea corectă pe baza lecției pe care sper că am învățat-o cu toții și să mergem mai departe într-o zonă cu mai multă dragoste, cu mai multă înțelegere, cu mai multă pasiune și cu mai multă împlinire pentru fiecare dintre noi. Pentru berbeci, acest lucru o să se întâmple în privința sănătății voastre, pentru tauri, în privința prietenilor, pentru gemeni, în carieră, pentru raci, în studiile voastre sau în legătură cu cineva sau cu ceva din străinătate, pentru lei, în legătură cu o instituție publică, poate cu un credit, poate cu niște acte pe care trebuie să le obțineți sau cu o moștenire, pentru fecioare, în relația de cuplu, în parteneriat, pentru balanțe, în privința sănătății, dar și în privința animalelor de companie pe care le aveți, pentru scorpioni, în relația cu copiii voștri, cu felul în care vă exprimați creativitatea, cu felul în care vă exprimați iubirea și afecțiunea, pentru săgetători, în locuința voastră, pentru capricorni, în legătură cu colegii sau vecinii sau frați-surori, pentru vărsători, în legătură cu banii câștigați prin muncă proprie și, nu în ultimul rând, pentru pești, în legătură cu propria voastră ființă, cu corpul vostru fizic, cu organismul vostru. Da? Cu toți o să avem șansa să o luăm de la capăt într-un fel sau altul, să facem o alegere mai bună, pentru că aici vedem că această lună plină ne aduce și acest înger al libertății, al eliberării, care vine și aluncă lumina asupra unei situații care era foarte neagră, foarte sumbră și care ne ținea captivi într-o situație, într-o circumstanță de care nu eram mulțumiți în trecut. Ei, astăzi puteți să o luați de la capăt, mai aveți încă o șansă și vă rog, fiți foarte, foarte atenți să faceți alegerea corectă. Pentru că următoarea lună plină în pești o să fie de-abia la anul. Și dacă va mai trebui să așteptați încă un an ca barierele, limitele să se dizolve sub influența lunei pline în pești, nu vă văd foarte bine, nu vă văd fericiți. Dacă v-ați regăsit în acest mesaj, vă recomand și etalările anuale pentru zodia voastră, pentru ascendentul vostru sau, de ce nu, pentru zodia sau ascendentul unei persoane de care sunteți interesat. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!